Copiii din mediile defavorizate au în sfârșit o șansă la educație, la un viitor mai bun. Acest lucru este posibil datorită proiectului Fiecare copil în grădiniță al Asociației Ovidiu Ros, sprijinit de Guvernul României. Prin acest proiect, părinții sunt încurajați să-și ducă micuții în fiecare zi la grădiniță, unde prichindeii au posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a-și face noi prieteni și de a-și petrece timpul într-un mod cât mai plăcut și cât mai util. În schimbul acestor beneficii, părinții primesc lunar câte un tichet social în valoare de 50 de lei. Pe lângă tichetul social condiționat de prezența zilnică a copilului la grădiniță, o serie de intervenții pe care le-a avut asociația cu ocazia acestei deplasări în sensul sprijinului și implicării efective a autorităților locale, recrutarea din ușă în ușă făcută de către mediatori, monitorizarea zilnică prezenții. Se pare că proiectul s-a bucurat la Botoșani de succes. Mulți dintre părinți au înțeles cât este de important să le ofere micuților lor o șansă reală la educație și i-au înscris la grădiniță. Cei 5 ani de implementare a proiectul a fost monitorizat în jur de 4500 de copii din 11 județe. Scopul principal al acestui proiect și implicit al Asociației Ovidiu Ro este creșterea frecvenței copiilor din grădinițe. Binefăcătorii urmăresc în acest moment identificarea copiilor cu vârstă cuprinsă între 3 și 6 ani, încă neînscriși la grădiniță și vor să informeze pe părinți de beneficiile acestui program. Activitățile din caravană vor include sesiuni de citit cu copiii, jocuri educaționale și discuții de consiliere a părinților cu privire la importanța educației încă din copilărie.